În conformitate cu dispoziția articolului 133 alineatul 1 litera și articolul 134 alineatul 1 litera din UG numărul 57/2019 și cu codul administrativ și al articolului 197 alineatul 1 litera B, din aceeași act normativ. Precum și dispoziția primarului numărul 78/9/8/2021 a fost convocată pe actuală de președinte de astăzi, 16:08 la ora 12. Liceul profesor consilier local sunt prezenți 10. Domnul Moisa Cristian Sajunga. Da. Având în vedere prevederea articolului 138 la 15, supun spre aprobare procesul de bat pe cheia la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, deci procesul de bat a fost adoptat. La ședință v-ați spus postul de TV Exclusiv Bănești, doamne Gerasimescu, care s-a mai chemat pe următoare și am fost în comisie. Acum, conform dată cu prevederea articolului 123, alineatul 1, din 97, din cod administrativ, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru conducerea lucrărilor pentru maxim 3 luni. Doamna Anicăi, vă rog să faceți. Domnul Procurorul Reni. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, s-o pun la vot. Cine este pentru? Deci, am invitat în domnul Pădurarul, vă rog să 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 vă rog. Mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru că recunosc că lucrurile de servicii conform normelor legale se respectă. Vedeți citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al Comunei Ardeoan în calitate de administrator al domeniului public în reactualizarea cu regulament local de urbanism Comuna Ardeoan de Tubacov. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referat la de aprobarea primarului. Comisiile care realizează cele trei comisii. 2. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune numărul 2368 din 23/4/2018, privind clădirea în suprafață de 2386 metri pătrați și clădirea în suprafață de 205,82 metri pătrați, proprietate privată a Comunei Ardeoan, situată în satul Ardeoan, Comuna Ardeoan, înscris în cartea funcțională numărul 61031, OAT Ardeoan, numărul B548, număr cadastral B738, numărul solicitării concesionării asociației Aqualis, inițiator final Victor Deaconu. Proiectele hotărâri sunt însoțite de raportul compartimentului de specialitate și referat la aprobare finală. Comisiile care vizează cele trei comisii. Dacă mai sunt și am spus de zi, da. În conformitate cu prevederile articolului 135 alineatul suplimentare, ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoan, de Tubacov pentru anul 2021. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare pe anul. Comisiile care realizează cele trei comisii. Supun spre aprobare ordinii de zi, fără prezentată de secție. Cine este pentru? Supun de atunci. Intrăm în ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al Comunei Ardeoan, în calitate de administrator al domeniului public, pentru reactualizarea cu regulamentul local de urbanism, Comuna Ardeoan, de Tubacov. Aviz. Domnul Moise. Comisia Arnăruna de Stăvărată. Domnul Macadu. Comisia Vizează Favorată. Domnul Popa. Comisia 3, la Vizează Favorată. Dar aici nu mai bine. Nu mai pot discuta până la care aveți comisie. Da. Tot dacă vreți mai bine. Dacă doriți cineva să ia cuvântul. Dacă nu se pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Înțeleg. Și trece la următorul punct al ordinii de zi. 2. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune numărul 2368 din 23/4/2018, privind terenul în suprafață de 2386 m² și clădirea în suprafață de 205
din punct de vedere metri pătrați, proprietate privată a comunei Ardelan, stat în stat Ardelan, comuna Ardelan, înscris în cartea funcțională numărul 61031, la urmă Ardelan. În urma solicitării concesionarei asociației APALIS. Adică, domnul Moise. Domnul Acanu. Comisia de Apisaurată. Dacă doresc, ține să ia cuvânt. Dacă nu se pun la vot, cred că vă țineți pentru. Se trece la următoarea punctă în ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcție și numărul de personal din aparatul de specialitate al comunalului Comunei Ardelan, județul Bacău, pentru anul 2021. Comisia numărul 2, domnul Macadar. Comisia de aprobare. Dau cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta raportul de specialitate. Da, de specialitate. Dacă trebuie să vreau să ia cuvântul. Acum o să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Diverse, dacă vreau să ne lasă în fiecare cuvânt, domnul Pop. Da. Domnul Vici, aș vrea să aducă discuții drumurile agricole, adică unele din ele. Vorba despre drumul Dărița Veche, ne-am mai discutat. Și dacă s-ar putea să lărgim undeva la jumătatea drumului, cum l-ați făcut la Putea, acolo la Leontinești, e foarte bun, am trecut acolo, este a trebuit pus niște balasă și acolo, dar este lărgit și se poate cumpăra bine. Nici căruța nu mai poate să treacă cu furnic. Cine a scăpat, o să aducă în șansa lui. La fel și cimitirul catolic. Drumul până acolo, porțiune mică de drum. Și ar fi bine dacă am putea să amenajăm acolo cât de cât un șans și să ducem ceva balasuri. Lucrările sunt în curs de desfășurare, am terminat întâi drumurile principale, deci vom continua lucrările și prin drumurile agricole, cred că o săptămână și o părțină de cu conștiință. Da. Bine, bine, dacă mai vreau cineva, eu cu mult la vedeți. Dacă nu timp de utilizat toate prezenele la ordinea de zi, declar nu sunt să-și fără ședință.